Bună ziua, bună ziua! Facem tortul de lămâie. Terminăm. Am făcut mai întâi blatul ieri și astăzi îl terminăm. Și o să avem nevoie pentru acest tortuleț de un blat. Ia uitați-l, făcut din 6 ouă. Eu l-am făcut mai lung, așa că am să-l tai în două și am să suprapun. Un blat făcut, blat umed de vanilie, care nu are nevoie să fie însiropat, din 6 ouă. Apoi, o să avem nevoie de 500 de grame de frișcă îndulcită, 250 de grame de mascarpone. Să mai avem nevoie de 125 de grame de mililitri de suc de la zeamă de lămâie. Stoarcem, am stors 2 lămâi. 225 de lapte. 60 de grame de făină. Am să mai pun și puțin ghimbir. Puteți pune și ghimbir proaspăt. Eu am să pun cam o linguriță praf. Apoi 100 de zahăr. O să mai avem nevoie de un ou. Coajă de lămâie, un praf de sare și astăzi am să-l decorez cu, am să fac un fondant din bomboane marshmallow, acestea gumoase, bezelele gumoase și o să am nevoie de câteva 4, 5, 6 să vedem ca să acoperim toată suprafața și zahăr, zahăr cât este necesar, aici am 125 de zahăr pudră. Și colorant. Dacă vrem să facem vreau să fac, să dau forma unei lămâi. Aici am colorant auriu, aici un portocaliu și verde. O să folosim foarte, foarte puțin. Și să începem. Am să încep cu crema, că o parte din cremă o să o facem pe foc. Așa. Și în această crădicioară o să punem oul. O să punem un ou. O să punem zahărul. O să punem praful de sare. Așa, nu-l punem pe tot, punem un praf ușor. Așa. Coajă de lămâie. Dacă nu doriți să simțiți coajă de lămâie, o tăiați încet fără pielița albă și o fierbeți în lapte răcit și după aceea puneți laptele. Așa. O să avem nevoie de un tel, punem și laptele. Și amestecăm. Așa, și o să amestecăm. O să amestecăm bine. Punem și făina. Și puțin ghimbir, cam o linguriță. Dă un gust foarte bun la tort, la cremă. Așa, cam o linguriță de ghimbir. Amestecăm. Drumul la foc. La foc mic și amestecăm. Amestecăm bine.
adăugăm și zeamă de lămâie. Și amestecăm. Apoi o să zbatem frișca cu mascarponele într-un vas. O să le punem așa. Și o lăsăm să se îngroașe. Aici avem blatul. Blatul este făcut din 6 ouă. Este un blat umed. Este un blat făcut cu praf de copt, cu ulei, cu 6 ouă, cu zahăr. Aveți rețeta pe canalul meu de YouTube. Și dacă vă uitați aici pe pagina la mine, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase, găsiți, am făcut ieri în direct pantișpanul, blatul umed. Și nu este nevoie să fie însiropat. Așa. Amestecăm să se îngroașe și după aceea adăugăm zeamă de lămâie ca să nu facem brânzică cu lapte. Așa. Așteptăm să se îngroașe. Amestecăm continuu. Așa, încet, încet. Astăzi facem tortulețul pentru băiețelul meu și vreau să-l îmbrac cu fondant realizat din aceste bomboane, bezele, fiecare îi spune cum, din marshmallow și cu zahăr pudră. Și am să folosesc și puțin colorant ca să dau culoarea galben, puțin, puțin. Și amestecăm. Eu de Crăciun am mereu și tortul. Noi sărbătorim de ajun. Sărbătorim și ziua băiatului și ajunul. Și tortul nu lipsește. Și prăjituri și tort. Așa. Încet, încet amestecăm aici să se îngroașe. Apoi o să dăm la rece crema. Cât timp se răcește, batem frișca și cu mascarponele. Tăiem și blatul. Și apoi unim crema de lămâie cu frișca și mascarpone. Am să adaug și zeamă de lămâie, încet, încet. Așa. Și acum amestecăm în continuare. Ia uitați crema cum s-a îngroșat. Eu am această uliță, nu se lipește, să aveți grijă să nu se lipească de fund. Eu îi spun ulița minune, că nu se lipește nimic de ea. Așa. Crema este gata. Am să închid aici. O mai amestec puțin. Acum trebuie să se răcească. Și am să o pun aici, în acest vas, ca să se răcească.
și la macuțiturile de subt, așa. Vedeți? Nu se lipește deloc. Așa. Amestecăm puțin. Vreau să gust să văd cum a ieșit. E bună. E plină de lămâie. E bună, bună. Sper să vă placă rețeta la cremă. Așa. Vedeți cum arată crema? Crema de lămâie, așa arată. Și asta e mai interesant. Am pus într-o tigăiță. Aici o să facem, am să pun, am apă în interior și o să topim bezele legumoase să facem fondantul. Așa, am să acopăr cu folie și am să dau un pic la frigider și să batem frișca. Așa. Am să dau crema, am să bag puțin în congelator, să se răcească mai repede. Eu încerc să o mai întind așa puțin pe pereți. Așa. Verificăm imediat. 500 de ml de frișcă. Eu folosesc frișcă îndulcită. Puteți folosi și frișcă. Și adăugat zahăr. Zahăr adăugat după gust, zahăr pudră. Și o să batem 250 de mascarpone cu 500 de frișcă. Am să fac puțin zgomot. Sper să nu se audă prea tare. Așa, am bătut puțin și acum am să dau și mascarponele. Și amestecăm din nou, batem încet, încet. Este gata. Și acum o dau la frigider și tăiem blatul. Și am făcut crema. Am bătut frișca cu mascarponele. Tăiem blatul și apoi facem fondantul. Ia uitați-l cum arată, făcut ieri. Așa. Și am să-l tai în două. Așa. Și apoi o să suprapunem. Am să-l tai și în două, ia uitați-l cum arată. Blatul. Așa. Am să tai partea de deasupra. Așa. Și am să-l mai tai încă o dată în două. Încet, încet.
uitați cum a crescut. Așa. Și am să pun aici alături. O să tăiem și pe acesta. Așa. Acesta o să fie tortulețul, cam așa, micuț, cu 4 straturi. Și acum, i-am să-l tai. Așa. Cam așa o să iasă. Vedeți? L-am tăiat. Așa, o să iasă ca o lămâie. Și acum îl dau deoparte și facem fondantul. Și o să punem bezelele să se topească aici. O să pun mai întâi galbenele. Sper să-mi ajungă. Să ai cu una. Avem și zahărul pudră și puțin colorant. Ia uitați, ia să închid. Să se topească bine. Vedeți? Bezelele s-au topit. Ia uitați-le. S-au topit, s-au făcut ca o... Din aceste bomboane am făcut această cremă. Așa. Și acum adăugăm zahăr pudră. Adăugăm cu lingura, puțin câte puțin. Și apoi o să lucrăm pe fund. Așa. S-a topit și acum adăugăm zahăr pudră. Cât este necesar. Ați văzut, eu am pus o lingură de apă. Dar dacă cineva pune mai mult, o să intre mai mult zahăr. Pune mai puțină apă, a scăpat mai multă apă, o să intre mai mult zahăr. Și acum amestecăm încet și apoi o să lucrăm pe fundul nostru aici, pe masa de lucru. Am să pun zahărul pe fund și o să răstorc compoziția aici peste.
ecco per io lasciare un cerco. Și acum lucrăm cu mâna, încet, încet, acoperim ca să nu se lipească de degete. Așa. Ia uitați-l. Și începem. Și cu zagă lucrăm. Doar pe deasupra și adăugăm câte puțin, așa. Așa. Este foarte moale. Să adăugăm zahăr cât este necesar. Dacă mai trebuie, mai adăugăm. Fondantul nostru și îl dăm deoparte. Îl așezăm aici într-o parte. Avem crema de lămâie frișcă. Și unim. O să unim frișca cu mascarponele la crema de lămâie. Încet, încet, așa. Am să mixez puțin crema de lămâie. Crema. Și acum adăugăm frișca cu mascarponele. Am pus toată frișca. Crema noastră este gata. E cu lămâie. Și am să-l pun aici pe această tavă și am să fac. Aici avem blatul. Așa. Și avem una, două, trei, patru, șase de deasupra micuță. Și am să încep cu partea de jos. Și am să pun așa aici. Blatul nu trebuie însiropat. Așa, și întindem. Să nu murdărim, putem pune puțină hârtie în interior, în exterior, așa. Și după aceea o scoatem. Sau puțin staniol. Acum cu răbdare punem crema și toate straturile. Thank you.
acum punem stratul al doilea. Acesta. O să vedem cum le-am tăiat, că le-am amețit. Așa. Apăsăm puțin și acum punem din nou cremă. Și întindem. Acum o să punem alt strat de blat. Vedeți? Așa. Și întindem. Acesta este un blat care se pretează bine la fondant să fie îmbrăcat, că nu trebuie însiropat. Și acum punem și și ultimul, al patrulea ar veni. Ia să vedem cum vine. Așa, așa. Și punem cremă deasupra. Și întindem. Și punem și partea de deasupra, cea micuță, așa. Așa. Și acum îl îmbrăcăm cu crema. Și după aceea o să îl îmbrăcăm și cu fondantul peste. Crema de lămâie. Sper să vă placă, să încercați să vedeți ce bună este. Cu zeamă de lămâi. Bun, bun, bun. Așa. Bun. Cu cremă.
puțin așa aici, că îmi cade din mânuță. A căzut. Puțin mai avem și-l terminăm de îmbrăcat. Așa. Și după aceea îl îmbrăcăm în fondant. Încerc și cu răbdare. Așa. Și să punem toată crema care ne-a rămas, să nu mai lăsăm. Ne punem așa pe margini. Așa. Păcat să o lăsăm. Așa.
Acum o să fac fondantul, o să-l întind și o să-l punem deasupra. Am puțin amidon. Aici am fondantul făcut înainte. Și o să-l întindem. Am să pun puțin amidon aici pe masă. Așa, și o să întindem fondantul. Aici am un usucitor și întindem așa. Trebuie pus fondant să nu se lipească amidon. Așa. Și întindem subțire, subțire. Vedem cum e. Mai trebuie. Îl mai întindem puțin. Să sperăm că am făcut de ajuns. Nu am mai pus colorant, îl las așa galben. Sperăm că mi-ajunge. Așa. Ia să vedem dacă mi-ajunge sau nu. Așa, așa, așa. O să-l pun așa. Așa. Și acum să tăiem surplusul. Așa.
randul rămas. Așa. Să strângem bine și acum să-i dăm formă la tort. Îl pun puțin aici, nu? Așa. Aici am puțin amidon. Moale, moale. Așa. Acum am să dau la frigider să se întărească puțin și după aceea, să terminăm de făcut. Am revenit cu tortul, am încercat să intru în direct și Facebook nu mă lasă și filmez. Filmez și public după aceea. Acesta este tortul, vedeți, l-am dat la frigider. Și acum să facem, eu am mai făcut încă puțin fondant, că era puțin. Vreau să mai pun încă un strat deasupra. Vedeți? Și să-l întindem. Așa. Să-l întindem și să-l punem deasupra. Am să pun puțin amidon pe masă. Așa. Și întindem. Întindem bine. Așa, am întins. Și acum o să punem peste tort. Am să iau, să o răsucesc așa cu sobun. Ia uitați. Și o să punem așa peste. El este deja umezit de la cremă și am să pun doar așa. Ia uitați. Așa. Așa. Și am să duc capetele acestea în jos. Aici am să fac vârful la lămâie și am să trag totul așa. Așa, să semene cu o lămâie. Așa. O să tăiem surplusul. Așa. Am strâns și aici în spate, ia uitați. Așa. Eu n-am mai umezit, am pus direct peste, pentru că era puțin de la atras de la... Așa. Și facem așa, ia uitați. Și aici am să trag, să semene cu vârful
cu vârful lămâiei. Și am să tai așa. Ia uitați. Și așa. Și o să unim așa de desubt. Și o să trag să fie vârful lămâniței. Așa. Să tăiem surplusul, tăiem de aici ce avem în plus, așa, și scoatem. Și băgăm așa pe de și o să băgăm în interior marginea care este aici, ia uitați așa, capetele le lăsăm aici afară, așa. Așa, și o să mai avem nevoie de câteva instrumente din acestea. Și am să fac așa, un pliu așa aici. Ia uitați încet. Așa. Ia uitați. Așa. Ca să-i dăm formă de lămâie. Așa. Ne ajutăm cu aceste instrumente. Apăsăm așa bine să se lipească aici. Și cu așa un instrument cu țepușe sau așa, ia uitați. O să înțepăm. Așa, și o să înțepăm așa să dea formă de lămâie. Așa. Ia uitați. Așa. Cu o scobitoare, cu ce aveți în casă, puneți și faceți. Așa. Și înțepați așa să semene cu lămâia. Acestea mai mici sunt bune. Așa. Tortul de lămâie, facem o lămâie. Așa. Modelul faceți cum doriți, decorați cum vă place. Așa, ia uitați, vedeți? Se vede, ia uitați, punctele, așa. Deci băgăm dedesubt tot surplusul, așa, dedesubt, dedesubt, să intre așa bine. Ia uitați, așa. Așa, așa. Și am un pic de colorant galben, verde. Și o să dăm un pic așa pe la codiță, pe margine. Ia uitați. Vedeți? Așa o să iasă tortulețul meu. Și am să pun puțin galben, portocaliu așa și puțin verde. Și am să ating așa puțin. Așa. Cu pensonul. Am amestecat galben cu să iasă așa mai este prea închis. Așa. Și dăm așa puțin. Așa. Și un pic aici pe la așa. Aici.
Ia uitați. Așa. Aici am și un pic de seamănă cu aurul, un pic de galben, am să iau o scobitoare și am să pun, așa, și am să pun așa puțin aici, ia să vedem cum este, așa. Și dăm așa un pic pe deasupra, ia uitați. Lămânița noastră. Așa. Nu pun apă că se moaie. Ia uitați cum vine. O lămâniță. Seamănă cu lămâia. Așa. Și am o codiță, ia uitați, o codiță așa de lămâi și o așezăm așa aici, așa, și punem și așa o frunzuliță, două, de lămâi. Tortul meu lămâie. Așa arată. Sper să îi placă băiatului lămâița mea. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc sărbători fericite. Un Crăciun fericit. Multă, multă sănătate. Și ne vedem după sărbători, după Crăciun, cu alte rețete. Ne pregătim după aceea pentru Revelion. Vă pup dulce. La revedere!